Aflat la cea de-a treia ediție, Festivalul Hameiului din Transilvania s-a desfășurat sâmbătă și duminică, 22-23 august, pentru a doua oară în localitatea Seleuș, comuna Daneș, ferma de Hamei, la câțiva kilometri de Sighișoara. Festivalul a încântat publicul cu tradiția locului, spectacole artistice de calitate, un concurs de Miss Hamei, un traseu ciclistic, bere spumoasă și târguri de meșteri populari. Într-un cuvânt, un weekend de poveste. Am organizat un eveniment care să fie pe placul celor care iubesc natura, celor care iubesc mișcarea. Tocmai am terminat cu un festival de premiere a bicicliștilor, am avut un concurs de biciclete mountain bike, 20 de km, respectiv 40 de km pentru profesioniști. Vreau să vă spun că au învins și ploaia de dimineață, oameni foarte hotărâți, oameni foarte sportivi și puternici. Și cred că a fost o reușită, s-a terminat cu bine, nu s-a accidentat nimeni, respectiv toți au avut o foarte bună părere vis-a-vis de traseu și vis-a-vis de frumoase locuri din zonă. Evenimentul în sine poate să reprezinte și un model de educație civică. Iată că am reușit să strângem peste 30 de voluntari pentru această activitate frumoasă și eu zic că este un mare câștig pentru toată zona Seleușului, a Daneșului și a Sighișoarei. Pe area de desfășurare a festivalului au fost amenajate pavilioane expoziționale, terase cu berării ambulante și locuri de servire a unor produse mai mult decât delicioase, care, să recunoaștem și nouă, ne-au făcut cu ochiul, așa că nu ne-am putut abține din a le gusta. De asemenea, festivalul a reprezentat și o oportunitate pentru a promova produsele bio. Avem și producători bio și eco care au venit la Festivalul Hameiului deja la a doua ediție, că și anul trecut am avut tot așa pe arealul festivalului. Cena pe care au fost organizate principalele manifestări culturale a fost amplasată pe un platou de 30.000 de metri pătrați, aflat în vecinătatea unei plantații de hamei. Pe scenă, muzică ușoară, populară și multe surprize. La Seleuș, în comuna Daneș, se cultivă hamei de 500 de ani, iar evenimentul în sine este un semn de respect la adresa sașilor transilvăneni.